Una la toată lumea care vede, așa. Da, bun. Avem o sesiune fără participare pentru că, sunt niște chestii. Da. Așa. Este eliberare pentru Petre, decedat de 17 ani. El avea vârsta de 77, atunci când a decedat, a făcut un stop cardiac. O să vedem ce își pe parcurs în puncte. Relaxează-te, iar într-un moment să te ajut să te relaxezi și mai mult. Să începi să număr de la 10 la 1. Și 10, mai adânc, relaxată. Și 9, continuă să te relaxezi. Iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet, 7, inclusiv sunetul vocii mele, te ajută. 6, să te relaxezi și mai mult. 5, mai adânc relaxată, mai liniștită. 4, ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3, este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți, doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Într-un moment, îți voi număra de la 1 la 3. Când ajungi la 3, o să te conectezi cu partea sufletească a celui care a fost în ultima viață, Petre. 1, 2 și 3. Dacă l-ai găsit, identifică-l, dă informații de ce suntem aici și cere acordul. Da, îl văd sub formă unui copil de 12 ani, care se numește Filip și da. Este cu tatăl său pe care îl spune că îl cheamă Florin. Mhm. Iar da. mama lui se numește Fleta. Da. Este așa. În corp fizic, este în viața reală? Nu. Uh-huh. El crede că este în corp fizic, are 12 ani și este din nou cu tatălui Florin. Așa spun. Florin este un tată dintr-o viață, nu Musai din viața precedentă, da. Deci se numește Filip, acum a spus, nu mai este Petre. Spune că viața de Petre a lăsat-o de mult în urmă. Nu-și mai aduce aminte mare lucru decât acum, când i-am spus de unde venim și cine ne-a trimis. Da, și spune, dar nu-i cam târziu. Spune că, uite, eu am o altă viață. Deci se vede o curte, cum să spun, balcanică, da? Da. Așa, deci este într-o casă așa cu un nivel, cu țigle, da. cam veche, așa, ca model. Are niște stăli din loc în loc și prispă. Stăpii sunt văruiți în bloc, da? Iar în curte se văd obiecte. Este de joacă, cum ar veni. Este un leagăn făcut dintr-o scândură legat de crengile unui copac mare. Se vede o minge roșie cu numbuline hexagoane, blămarin, așa. Da. Și o bicicletă cu cauciucurile portocalii, dar de tip foarte vechi, din acela ca cum era pionier. Cam în ce an se presupune să fie? Deci elementele sunt atât de combinate încât nu putem da un verdict, să spunem, în privința asta. Adică vezi și lucruri noi și lucruri vechi, da? Da. Deci tatăl este un om subțire, blond, cu ochi albaștri, cu sprâncene stufoase, arată ca un copil în corp de adult, așa, adică are fața oarecum spână roză, după fizionomie, dar mama arată foarte ciudat, este o femeie crăcănată, înțelegi? Da. Și bărbătoasă, așa, cu multe riduri și mustăți și diferența de vârstă între acești potențial părinți, cred că e de vreo 30-40 de ani. Adică ea are o figură foarte dură, așa, știi, și este genul care
Știi, că e pe toți așa după fizionomia asta. Da. Energetică. Și copilul, când o vede, pare a se ascunde după tată. Da. Și spune că, zic, dar de ce e diferența asta de vârstă între părinți? Spune că tatăl lui era băiat sărac și s-a însurat cu urâta și bogata satului. Da. Și el, deci a avut, cum să spun, toată lumea. Îi spunea asta, știi, și ei și lui și la un moment dat ea s-a cam săcăie, să spunem. Da, da. Și, deci îl ține ca pe o slugă, știi? Da. Adică, da, au fost împreună cât l-a procreat și vede că băiatul ține cu tatăl și nici pe el nu îl iubește prea mult. Da. Da. Adică ea avea în jur de 40 de ani trecuți binișor când s-a măritat cu el, iar el avea 20 și ceva. Da. Știi? Și deci cer să văd dacă este o bucată dintr-o amintire reală. Da, este. Totul s-a petrecut în Serbia. Da. Deci tatăl acestei femei era... știi, la jandarmeria, cum era poliția pe vremea aceea, știi? Da. Așa și fusese un om foarte rău și de asta fetea îi trecuse timpul de măritat, deși da. Avea avere și avea o poziție socială bună și de toate, nimeni n-a îndrăznit să se bage în familia asta din cauza lui a tatălui, știi? Da. Și deci... părinții acestei mama moare de of dinainte, da. Rămâne fata cu tatăl până la urmă și tatăl moare, se taie respirația, știi, adică face ca un infarct, știi, și rămâne această fată singură și deci, de ciudă cum ar veni, se căsătorește cu cel mai frumos băiat din sat. Da. Dar și foarte tânăr, de fapt, are abia împlinise 18 ani, știi? A trebuit un fel de dispensă, s-au căsătorit și, într-adevăr, deci ea, la început n-a ținut cont, știi, de gura lumii. Da. Apoi, când a început să iasă cu copilul, a căutat doică și așa, a auzit discuții de la servitori, astfel încât, deci, încrederea în ea însă și implicit în asta s-a fărâmat, știi? Da. Până la urmă bărbatul ăsta deci îi pune un fel de soluție făcută din mătrăgună, știi? Și da. Așa, deci îi pune cu picăturile, știi? Deci ia ca de bonlavă la pat și deci vine doctorul în fine, o consultă, zice că încep să cedeze organele de stres, de, de enervare, de of, cum era pe vremea aceea și apoi îi pune și doza letală și se duce, știi? Da. Și deci ca o reacție la ceea ce i s-a întâmplat, când toate astea se petrec, deci el are în jur de 30 de ani, să spun, da. 30 și se căsătorește cu o fetișoară de 17 ani, da? Așa, băiatul între timp are 14-15 și îi prinde în pat. Da. Deci, deci el se ducea la muncă și făcuse un fel de fermă, că, na, controla, știi, era intendent. Da. I-a rămas avere de pe urma bogătanii, cum ar veni, știi? Deci toți din satul ăsta, Setlec, este... așa se numea pe acea vreme acest sat, da. Toți au spus că averea asta a jandarmului era blestemată pentru că era făcută pe lacrimile celor căruia îi plăteau mită ca să scape de diverse infracțiuni, mai mult sau mai puțin inventate. Băgase și schingiuise o grămadă de lume și ca urmare averea asta era blestemată, știi? Și dacă este să luăm această linie, să ne uităm cam cine a ajuns acolo în locul ăsta, știi,
Deci casele acelea actualmente există, sunt ruinate, așa, și deci s-au făcut case în față, cum ar veni, Da. Dar oamenii aceia care trăiesc acolo este o femeie, bărbat, așa, și două cupluri de tineri lateral în alte Da. case, știi, făcute ca o anexă, ca o cătun în sat, cum ar veni, știi, neamul lor acolo. Da. Acolo. Și nu par a o duce super, știi? Deci este vorba de conectare la un egregor de blestem aici. Deci este un blestem, știi? Deci pus de văduvele orfane și da. Familiile care sunt îndurerate în urma acțiunilor acelui om. Horgoș. Horgoș îl chema pe bătrân, știi? Ca și cum dincolo de moarte, nu ca și cum dincolo de moarte, deci sufletul lui rămâne cu demoniacii prins și agață tot ceea ce poate, știi? Ca urmare și el, fiind copil acolo și trăind o viață acolo, da. Ia parte la acest loc și acest blestem, da? Da. Asta explică și de ce el înainte, cu puțin înainte de deces, se purta ciudat, da? Pentru da, că, a început să fie mai violent, am văzut. Da, da, pentru că venise acel bunic în el, înțelegi? Da. Adică s-a apropiat de sfârșit și cumva își recalcula cel puțin ultimele vieți, știi? Și da. S-a ajuns la conexiunea asta în momentul când s-a declanșat violența. Deci ceea ce a strâns-o de gât pe actuala soție era jandarmul prin el, da. Atașamentul acelui bunic din acea viață, da? Mm-hmm. Pe de altă parte și sufletul acelui tată, știi? Căruia spune Florin pentru că i-a dat un nume, știi? Da. Ca să nu știe exact în ce amintire se bagă, că s-ar fi dus sufletul acolo și ar fi cercetat, știi? Deci da. A luat un pic de colo, un pic de dincolo. Iar înfățișarea acestei mame, deci în așa, deci este aici compozit din tată și compozit din mamă. Era exact cum arăta ea. Înțelegi? Mult îmbătrânită, da. Știi? Și la un moment dat ea era trupe și drăguță femeia asta, dar nu i-a mai păsat de da. Aspectul ei, știi, și parcă s-a barbătizat de tot. Știi, și deci exact, și îl ropsea și pe copil. Deci sunt îmbinate părți luate de acolo, părți luate de acolo. De Da. Da? Și s-a construit. El vede acum constructul ăsta că nu-i ceva normal, natural. Da, au căzut ca piesele de domino, știi? Și zice, atunci el de ce este în corpul ăsta, înțelegi? Și spune că niciodată a crezut că din cauza așa ziselor traume, știi, da. pe care îi le face s-ar simți așa în corpul ăsta, dar de fapt acum înțelege, știi? Da. Spune, trebuie să tai legăturile, să ieși din toate astea ca să pot să înțeleg ce și cum, da? Deci în momentul când spune că trebuie să recalculeze, știi? Da. Deocamdată l-am sfătuit să pună în bule de lumină compoziție. Da. Așa, și să taie toate legăturile care le simte, știi? Da. Și zice, ce caut eu aici? Spune, de ce dacă omului toată viața se promite întâlnirea cu Creatorul, spune, eu de ce n-am discutat cu el și de ce nu i-am văzut fața, spune. Da. Și de ce mă aflu aici, într-o viață care nu este viață, spune. Și spune, am impresia că de multe ori eu am mai făcut astfel de vieți, mm-hmm. pentru că simt așa ca și cum sunt prea multe plicuri puse într-o cutie poștală care dă să pocnească pe din afară. Da. Așa simt viețile astea, spune, n-are cum să fie așa de multe, știi? Mm-hmm. Da. Ne roagă să-i amintim cum a murit, știi? Da. Da. Spune. Așa. Spune că a făcut un stop cardiac în timp ce pășteau acelea cu alte două persoane. Spune că a servit prânzul pe la unul și a plecat să ia apă rece la un izvor care era lângă pădure. Așa. Pe drum s-a făcut rău, a căzut și a fost găsit de un om care trecea pe acolo.
care a dat vestea și au chemat salvare și nu au putut să facă nimic decât să constate decesul. Da, pentru că de câte ori el mergea la pădure acolo, pădurea aceea are și ceva frumos, dar are și ceva întunecat, înțelegi? Deci da. Are un fel de frig în ea, pentru că se deschid niște portaluri sub niște dâmburi, înțelegi? Da. Așa, și aici este un loc încărcat de energie pestriță și istorie, să spunem, da, în pădurea asta. Și da. Deci, cumva, locul în care s-a dus să bea apă, parcă a te duce să bei apă acolo, înseamnă să treci printr-un portal care face vălul dintre cele două lumi foarte subțire, da? Adică da. Trec de aici dincolo și de dincolo aici, știi? Și deci la el a trecut bunicul din acea viață și pur și simplu l-a smuls din piept. Da. Deci nici n-avea ce face o salvare în cazul ăsta, pentru că sufletul deci este întins efectiv ca o gumă, scos prin piept și prin inima energetică, știi? I-a spus clar și răspicat, deci el a avut un moment de conștiență, da, în decesul lui. Când a ridicat ochii, știi, și a văzut imaginea în oglinda apei, așa, și pentru o clipă, știi, în băltoaca. Așa, și pentru o clipă s-a speriat, pentru că s-a văzut pe sine ieșind prin spate, știi? Da. Și atunci s-a repezit când a văzut că iese prin spate și dă să fugă. Da. A venit ăsta trimis cu, deci cu un demoniac, cu o umbră, știi, și da. I-a smuls sufletul din piept, știi? Și deci l-a dus ca și cum el ar fi fost un gândac uriaș, demoniacul ăsta, de culoare cenușie, știi? Da. Și l-a dus într-un întuneric, știi? În întuneric, așa, într-un portal. Da. Mergea atât de repede ca o navă din aceea spațială, cu multă viteză, și se auzeau obiecte lovindu-se, foșnind. Da. Bang, 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 știi? Uh-huh. Așa, și deci apoi pe unde l-a scos? L-a scos ca într-o pădure asemănătoare, știi, cu cea în care a fost să pască vitele, da? Da. Dar nimic nu mai era la fel, adică nu era același sat, nu erau aceiași oameni, nu erau nimic, știi? Uh-huh. Pur și simplu el păștea niște vite, nici el nu mai arăta la fel, așa vede? Arăta... Să vadă toate detaliile astea. Da, vede. Arăta precum bunicul lui și toate astea. Deci el n-a mai știut nimic, nimic. N-a mai fost, cum să spun, conștient, da? Este o parte energetică, o dublură, care are ca un fel de card de memorie, o vreme la mormânt, înțelegi, blocat ca să înțeleagă ceea ce se întâmplă împrejurul lui, adică ca și cum ar încerca să se pună înapoi în corp și ar se scoală și ar se pune și ar se scoală și are o chestie aici care trece neagră, așa ca un hexagon prin cap, știi, ca și cum ai băga-o prin frunte și rămâne calota craniană, știi, lipită de ea, dar energetic vorbind, știi, și deci tot închide și deschide ochii, această parte energetică, da? Închide ochii, se culcă în corp, nu mai parcă nu încape în corp, parcă în corp este altceva și este ceva negru, înțelegi? Este o ființă? Este un fel de spirit făcut din totalitatea celor care mănâncă corpul. Da. Înțelegi? Ca un egregor, o ființă egregor, știi? Dacă se poate numi ființă, mai degrabă o formă, să spunem. Da. Așa, și deci îi percepe pe cei din jur, dar nu percepe vii. Adică nu îi vede pe vii că vin la mormânt și pun lumină, nu îi vede că pun pomeni și cântă popii pe acolo, nu mai percepe. Da. Pentru că el este blocat în egregorul de întuneric a cimitirului, știi? Da. Acolo sunt mai multe ființe, sunt cei care sunt mai cenușii spre argintiu, care sunt cu popii și fedeleurile. Da. Așa, și mai sunt și alții, știi? Și
Deci nici nu vede pe alții că fac la fel, dar nu pot comunica între ei, știi? Ca și cum fiecare și-ar vedea de cadavrul lui, să spunem, da? Da. Și ca urmare îl întreb, dar tu din tot ceea ce ți-au făcut fetele tale, că uite chiar a pus întrebare dacă tu ești mulțumit. Da. Și spune că nu știe absolut nimic. Spune că a plecat atât de brusc, atât de dureros și atât de repede, simte și acum spune durerea smulgerii din piept când se conectează la imaginea asta, da? Da. Și deci acum vede ca într-un film cu încetinitor ce s-a întâmplat după moartea lui. Nu știu, cred că a fost o zăpăceală cu haine, cu cămașă, cu un costum și parcă s-au contrazis cu ce să-l îmbrace și până la urmă nu știu care vrea un costum mai gri așa și a spus că nu o să poartă la mormântare, că să-l pună pe cel negru și parcă cel negru, nu știu, avea un defect la mâine cu o descusătură și i-au prins-o și au fost discuții, altă lume care au auzit bomboneacă zgârcite și n-au putut să-i cumpere un costum nou și așa ceva, știi? Și spune ce fleacuri toate astea spune. Sufletul lui spune, nu-i pasă decât de libertatea lui. Da. Pentru ce trebuie, spune, toate astea? Pentru că dacă el nu și-a curățat atașamentele, aroma aceea mâncării și tot ceea ce se spune că se duce la mort, de dus se duce, spune, dar îl trage pe el jos în poftele omenești și atașamentele pe care le-a avut pentru mâncare, spune. Da. Și spune tot numele și asta spune, la el n-a fost valabil, că a fost în soarta, îi zice, știi, în karma care a fost. Dar pe alții spune, uite, dacă mă uit acum când i-au dus trupul, știi, la îngropat, spune, mai bine că m-au scutit, chiar dacă am plătit cum am plătit, cu minciunile lor, spune, și le fac și acum lucru mecanic, știi? Da. Adică în viața asta și zice, mai bine că m-au scutit să văd cum este corpul, dar mi-au arătat alte corpuri, un alt corp dintr-o altă viață, înainte de a-l întrupa în Filip, știi? Da. Și zice, numele astea n-au nicio legătură cu bucățile de suflet care au venit aici, spune. Pe ei chemau altfel, spune. Da. Zice că, da, a avut un tată, Florin, spune, dar acum multe vieți, da? Și nici măcar nu se numea Florin, ci se numea Floric. Așa. Și pe el l-a chemat Filip, da? Dar Filip a trăit în Betania. Deci în peninsulă, știi? Nici de cum n-a trăit în locul ăsta, știi? Și în viața asta, spune. Și nici n-a fost copilul acestei mame, zice, au amestecat așa toate amintirile, bucăți, fracțiuni din amintiri într-un amalgam ca să nu înțelegem unde suntem, spune. Da. Și zice, acum dacă mă uit la mecanismul prin care nici nu rețineam, spune, să mă fi născut în corpul ăsta. Parcă deodată a apărut așa, cum apar păpușile în cutii, și eu aveam 5 ani și mă știam de când lumea și părinții la fel spune, dar toate acestea erau plăsmuire ale lor ca să ne țină aici, da? Și zic, atunci este cazul să chemi în fața ta entitatea care a țesut toate astea, știi? Și deci parcă se deschide cerul așa în spate și se vede, am zis eu bine, ca un evantai, știi? Bine, de formă neregulată, cam de forma unui evantai și deci este o figură centrală, știi, deci este ceva negru pe un tron mai umbric cu ochii roșii și în jurul lui sunt tot felul de personaje care mai albe, mai gri sau cu izi religioși și de toate felurile sunt amestecate, da? Parcă este o expoziție cu vânzarea acestui anulăm de crem suflet și fiecare vine să-și facă jocul, să-și pună rolul sau să-și apartă, știi? Și zice, cred că
cred că astea sunt umbrele astea cu care am făcut eu experiențe, spune că prea înțesat este portofelul meu, știi, adică, cum a zis, că parcă sunt prea multe bilete, parcă sunt prea multe plicuri, știi, și dă să pocnească pe din afară, da? Și zic, ceea ce se rămâne ție de făcut este, acum, dacă înțelegi ce este o viață, da. Așa, deci, pentru că noi venim, da, dintr-un anume fel de viață, viața în care te-ai născut, într-un corp terestru, da? Da. Sau într-o oricare corp, dar cu corpul care ți l-ai luat de la zero și ți l-ai format tu ca suflet, da? Deci înțelegi mecanismul ăsta. Și da. Zic că atunci este foarte ușor să discerni pe toată linia ta temporală și să dai deoparte atașamentele, adică toate ce le vezi. Și spune, dar sunt foarte multe, ce să fac cu ele? Zic, tot ceea ce crezi că ți-a fost pus mecanic, ca o supraviață, să spunem, așa, zic, uite, faci un foc mare, ca un rug, așa, și le arunci acolo. Pur și simplu le transmuți, pentru că ție o să strivească energie să pleci de aici. Și zic, din moment ce eu n-am să dau energie acestor plăsmuiri, adică entităților, spune, eu o să am suficientă energie să merg oriunde, pentru că nu mai am un corp fizic de întreținut, spune. Da. Zice, de fapt, dacă mă uit și acum, parcă întrețin, spune, 17-18 lămpi. Da. Adică mai este atașat cumva. Spune că, de exemplu, un corp este într-un loc unde s-a deplasat terenul, știi? Astfel încât cimitirul respectiv unde i-a fost îngropat acel corp, deci a rămas ca într-un buzunar de desubt, da? Iar corpurile acelea spune că parcă s-au mumificat, pentru că a fost ca o alunecare de teren ploi și au deversat, știi, să se ducă undeva departe în vale, iar tot terenul ăsta s-a secătuit, s-a mumificat. Da. S-au mumificat corpurile și spune, percep că sunt mulți prin sub deal. Da. Și zic, care este ideea voastră comună a celor prinși? Haideți să mergem acolo. Uh-huh. Și spune, ideea este că a fost un război și a fost un fel de bombardament și că ei se simt oameni acolo, zice acum. Da, dar nu. Se simt oameni și parcă ar râcâi cu unghiile și ar striga să iasă afară, spune. Da. Dar ei nu pot niciodată și spune așa, parcă se lasă ca o amorțire. Zice, ca și cum ar veni noaptea și toți ar adormi brusc, dar acolo nu este noapte sau zi. Și toți strigă și, deci, li se dau speranțe, se vede câte o găurică, vine aer și zice, haide că suntem salvați. Parcă da. Oameni veni și strigându-i și după aia iar se dorese și ei se chinuie pe veci acolo, știi? Da. Deci, zona asta este în Italia, da? Da. Deci îmi vine ca localitate Piegia. Nu știu dacă mai există. Cert este că toată partea deluroasă de coama acestui sat este sub acest buzunar. Da. Peste acest buzunar, știi? Este și o zonă încărcată energetic, înțelegi? Adică oamenii suferă aici de boli mai mult pe sistem nervos, înțelegi? Da. Pentru că văd tot felul de chestii, este imposibil să nu iasă sufletul nostru, că sufletul se plimbă, știi? Uh-huh. Așa, și parcă deja au încercat să descânte, să facă chestii strămoșii celor de a, știi, și au îngreunat mai mult situația, știi? Da. Și a celor de acolo și a lor înșile. Deci este... Și parcă cine pleacă de aici în alte orașe, deci duce secțiunea asta de contaminare cu ei. Deci este ca un purtător de un virus care face ramuri și se extinde spre alții, știi? Da. Parcă contaminează. Pe cei care vin în contact, pe care îl irită, enervează și așa mai departe. Și asta vreau să spun că este bine să dea o informare, am făcut pachete de informații, da.
el să-și retragă extensia de acolo, pentru că, uite, este importantă extensia asta. Da. Și să dea la ceilalți să le spună că în afară de propria lor convingere nu-i ține nimic în buzunarul acela, mm-hmm. Da? Da. Și că, de fapt, ei sunt morți de secole, da? Și nici de cum n-a avut loc niciun bombardament, ci a fost o alunecare de teren, mm-hmm. Și alunecarea, da, de teren propriu-zisă iarăși a fost provocată, pentru că s-a dorit această chestie, știi, să se întâmple. Da. Da. A dat și a desprins. Mai are... Deci, vezi, el a murit într-o viață. Era un fel de capitan de regiment, înțelegi, dacă se poate. Da. Niște regimente. Unde? În ce care, zonă? Vine alb, înțelegi? Din moment ce văd astăzi uniforme elvețiene și locul, da, da, în albi, da? Într-o zonă, da, destul de... Deci, într-o zonă de graniță. Sunt grăniceri și în ziua, da, de azi, posturi de grăniceri, dar moderne, da? Uh-huh. Pentru că ei, în vremea asta, deci, el se... avea un costum frumos, știi, o uniformă, da, și era mândru așa ca bărbat, știi, curios, da, așa sprâncena și țanțu așa la vreo 40 de ani, în floarea vârstei era, știi, și deci într-adevăr sunt un fel de hoți, furi de ăștia internaționali și trec pe aici și deci se dă alarma și ei dau să-i înconjure, să-i prindă și atunci el este înjunghiat prin spate, în inimă. Da. Și zice că a murit cu nedreptate asta, înțelegi? Adică o vreme a stat lângă corpul ăsta și a urmărit cumva infractorul acela, știi? Și pe hoții ceilalți. Da. Știi, tovarășii lui, și spune că atunci a venit răzbunătorul, știi? Este vorba de aceeași clasă de entități demoniace care, da, l-au dus acolo, știi? Și îi vede acum cine era răzbunătorul? Da. Și zice că l-au ajutat să se răzbune, să li se întâmple lucruri, spune. Și zice, de fapt, după ce sufletul iese din corp, dacă este în toate bunele lui, nu caută niciodată să se răzbune, spune, numai mintea, adică mintea fizică caută să, da, se răzbune. Și deci ei știu slăbiciunile astea omenești și profită de ele, spune, și țin sufletul într-un, ca și cum ar fi un potpuriu, știi, de asta, de emoții, de joasă vibrație, da, spune. Da. Spune, de fapt, după ce ieși din corp, nici nu mai ai emoții, spune, numai că durează acea de desprindere, știi, de atașamentele omenești. De fapt, da, emoțiile după ce ieși din corp, spune, sunt curățarea atașamentelor. Da. Pentru că singurul lucru pe care îl simte un suflet, dacă este în cele bune ale lui, este iubirea, da? Zice, da, ca o ciocârlie așa care se înalță și cântă spre soare, spune. Așa este sufletul, spune. Da. El trebuie să fie bucuros că a terminat o experiență, da? Apoi poate să se uite în urmă când este acolo unde este bine, da? Și să caute, da, să bunătățească ceea ce a rămas în urmă, cum să spun, ca un bun simț față de alte suflete. Da? Da. Dacă a văzut și istoria și toate acestea, înțelege că vrea să fie să elibereze. Da. Parcă se uită, știi, cum așa roată, știi, la toate viețile lui și încearcă să înțeleagă de ce a stat așa de mult aici. Uh-huh. Spune că, din câte își aduce aminte, trebuia să stea numai 2 sau 3 vieți. Da. Și spune că a numărat cel puțin 138 de vieți principale. Uh-huh. Și restul, da.
Restul, deci este foarte stufoasă și linia lui genetică și este foarte stufoasă, e adevărată grădină cu arbuști linia genetică, da? Da. Și foarte stufoase liniile paralele, da? Spune cum să nu năucească un suflet, că îl lasă, de exemplu, într-o viață în care omul este un om simplu, bea apă din fântână și dă cu sapa, da? Și zice, răpesc cu atenție o bucată de suflet și o duce în viitor unde sunt numai mașini și se merge numai pe sus și spune toate sunt modernizate și, și normal că atunci când bucata aceea spune vine cu conștientizare, este ca și cum a zvârlit cineva un bolovan uriaș în apa conștiinței, știi? Zice, știe începutul unde se provoacă valul, dar sfârșitul cine îl știe până unde se duce onda, spun. Da. Zice că stai și rostul perpetuării pe liniile temporale, zice. Zice că până la urmă este tendința de a nu fi mulțumit cu ceea ce ai și în viața pe care o ai și de a nu pregeta, de a nu încerca să o faci mai bună, da? Și spune că oamenii nu mai încearcă să facă viața mai bună în ultimele vremuri pentru că îi interesează numai individual, adică nu mai interesează comunitatea ce rămâne în urmă de multă vreme, de când au acceptat că există alții peste ei, știi, care conduc. Da. De când și-au dat frâiele din mână. Bun. Așa. Vedem și un pic punctele rămase. Da. Nu vă zic ce s-a întâmplat când a căzut, așa. Spune ce karma a avut cu cele trei fete și cu mama. Te vedem cu fetele întâi. Da. Deci, pe cele trei fete, deci vedem o viață în care soacra din această viață este soție vitregă. Era să zic. Adică el rămâne văduv cu cele trei fete. Ei sunt iar copiile, știi, fete. Și se însoară cu femeia asta, înțelegi? Și femeia asta vrea și ea să facă un copil. Că ea era nemăritată, știi? Era domnișoară și vrea să facă un copil. Și până la urmă naște un băiat care trăiește numai câteva luni, știi? Până la momentul când ea rămâne însărcinată și trece prin sarcină și așa, deci ea iubește fetele foarte mult, ca pe fetele ei și le îngrijește, dar deci ea apelează până la urmă, ajunge la ea, știi, o femeie de asta care descântă și îi spune că este blestemul lăsat de vădană, adică de cea care a murit, știi, că să nu se însoare bărbatul de alta. Și asta a făcut ca copilul ei să moară, știi? Este ca un balaur, spune, însetat de sânge, știi? Ce a lăsat ea blestemul. Da. Și oricâți copii ai face, i-a spus, toți vor muri pentru că va fi nevoie de sacrificiu de sânge pentru acel balaur, știi? Da. Și atunci ea începe să urască fetele pentru că sunt urmașele acestei femei. Chiar o consideră vinovată. Se duce și îi pângărește mormântul și face acte abominabile, știi? Așa. Și atunci, deci, până la urmă, el la nervi disperat o trântește și cade cu capul, știi? Mobilele erau din piatră în bucătărie acolo. Erau vremuri mai vechi și deci cade și moare pe loc, bine, dar are martori că ea oricum sărise la el și cumva el a fost în apărare, deci nu este condamnat juridic, să spunem, în această viață, dar regretele lui sunt de ajuns pentru că se neglijează, începe să bea și să alege praful, știi? Iar fetele până la urmă răzbesc, știi?
Da. Ușor încet răzbesc, se cresc una pe alta, necăjite, sărăcăcite, se mărită una, le ia și pe celelalte, se mărită și celelalte și fac gospodăriile lor. Da. Nu trebuie strălucit, dar răzbesc, dar vezi, rămâne actul ăsta amar, știi? Și se întâlnesc în viața asta, deci acea femeie, practic, soacra, da? Da. Așa îi încredințează fata ei, cum ar veni, drept gaj al plății karmice, adică să-i facă, înțelege, copiii, da, așa cu ea și să o iubească ca soață, da? Și să o ierte și pe ea cumva, știi? Adică i-a dat, cum ar veni, tot o plată karmică cu sânge este, vezi? Că, da. Deci mama și-a dat fica, da? A făcut legământ în numele fiicei. Acum își aduce aminte de bunele și relele, spune cu ea. Spune, era câteodată cam arțegoasă și rea de gură în momente când, exact când nu trebuia, știi? Adică când, da, omul venea să se ostoiască, să simtă blândețe. Și ea tocmai atunci se găsea câteodată să facă de astea, dar a văzut-o că este liber acum, a perceput și este tare bucuros. Și da. Că câteodată, deci avea străfulgerări, chiar și în viața aceea de copil unde era, că, așa, da, că cineva i-ar transmite ceva, dar nu înțelegea, da? Este ca și cum mesajele veneau într-o limbă străină, știi, ca un mur. Da. Așa, și zice, acum înțeleg de unde erau și zice, iar râd, este frumoasă, are o coroană așa de raze la gât toată și zice, te salut, spune, te rog să mă ierți, spune. Da. Și deci ea îi răspunde de acolo, de sus, din portalul ei, spune că te-am iertat și pe tine și pe toți și spune-le să nu-și mai cheltuiască bănuții, spune, pe prostii toți, pentru că noi suntem bine și de acum și tu ești bine, spune, să-și satisfacă nevoile lor personale cu bănuții aceia și să nu-i mai dea pe gura lui, mi spune. Da. Și zile, spune-le asta la toți, să nu uiți. Și spune-le la toți că iubirea nu moare niciodată, indiferent, da, de formă. Știi, și acum a închis portalul. Așa. Ne-am luat la revedere de la ea. Da. Deci s-a schimbat radical aspectul. Este luminos, parcă ar fi scos tot ceea, da, ce mi-a aparține acest lucru. Spune, eu nu trebuie să am emoții prostești, spune. Nu trebuie să fiu atașat de lucruri sau oameni, spune, pentru că eu acum sunt o lumină, spune. Eu cu lumina mea, spune, trebuie să-i ajut, să-i fac pe ceilalți să simtă, spune, că, da, sunt pe punctul de a fi totalmente liber, zice. Trebuie să înțeleg cum m-am lăsat păcălită, spune. Da. M-am lăsat păcălită să vin aici. Ce promisiuni am făcut, pentru că tare mă tem, spune, că am făcut promisiuni și în numele altora. Da. Da. În orice caz, în viața asta, ultima pe care a avut-o, deci el a preluat cumva karma de la 5 strămoși încolo. Da. Adică bunic, străbunic, străstrăbunic, al cincilea, deci a preluat parte din karma lui. Da. Și deci acel domn pe linia asta temporal, deci a murit în duel, străpuns în inimă. Și da, uite, deci aceeași chestie, în același fel moare și el, știi? Doborând, da, tot de inimă, da? Bine că am văzut în ce context. Dar oarecum asemănătoare, știi? Ca și cum trebuia să moară în felul ăsta ca să, da, îi curețe karma acelui personaj, da? Să spunem că n-ar fi luat karma asta, da? Uite, ar fi trăit încă 16 ani în plus. Și ar fi murit, știi, prin altă karmă preluată, da, de la altcineva. Și anume s-ar fi dus în vizită la cineva care construiește o casă și i-ar fi picat un material de construcție în cap. Da. Pentru că lui strămoșul lui care i-a preluat karma asta, înțelegi? Deci a murit, s-au certat la muncă, erau zidari și i-a aruncat unul cu o cărămidă în cap, știi? Și a rămas, da, mort pe loc, știi? Și tot așa, știi?
acum înțelege, iartă pe toți, spune. Spune că nu sunt ei vinovași. Practic, aceste karme nici nu sunt ale lor. Da, spune că foarte, 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 cu totul altfel ar arăta încercările vieților. Da. Că oamenii, deci când se reîntrupează, ar alege cu adevărat să plătească în mod pozitiv, știi, ceea ce n-au făcut în altă viață, spune. Deci aici nu mai sunt vie sau karme, este ca un proces așa, ca un continuu, spune. Așa și zice, de mult s-a pierdut rostul adevărat al acestei vieți. Da. Bun. Deci el trebuia să o ierte pe soacră în această viață asta, de asta a fost adus, da? Și spune că acum a iertat-o, da. Da, de, zice. Știi, și când zice de... Deci se uită cumva în sus, să spunem. Este ca o lumină, mai are o formă energetică, înțelegi? Așa și ca și cum ar vedea, s-a deschis un tunel, o rază spre ea, știi? Și ea este într-o apă așa unde sunt multe trupuri, parcă sunt flate și se ridică la suprafață prin niște valuri, apa aia e complet maro. Da. Știi? Și deci iar vine și plosc, știi, un val, iar îi bagă la fund, iar ea se ridică și strigă lucru, îndurare și nu știu ce, și i-a spus, uite, dă-i un pachet de, așa zic, fă-l ca un colac de salvare. Da. Aruncă el și fă-l în așa fel încât dacă și alții se agață de acest colac energetic să primească alții informația, da? Și deci, da, i-a dat și pentru că a scris pe el mare iertare, dar pe dinăuntru colacului, știi, sunt scrise informațiile ca să nu vadă ce știi, așa. Parcă ar fi scos-o din acea apă ca cu o chestie de a de prins cu zimți, așa, ca un braz de macara, știi? Da. Și deci au trândit-o pe un țărm unde numai ceva maro, niște frunziși ca niște alge ciudate. Da. Dar ea se face așa că este, parcă nici nu are partea de jos, parcă e tăiat așa de sub brochiță, cum ar veni. Da. N-are picioare și parcă ea se face că doarme așa pe o parte trântită acolo, că sunt mai mulți, știi, deci pe ăștia care potențial trezește și pe ceilalți ia din grămadă. Da. Și deci stă pe o parte, dar ca și cum i-ar fi făcut cu ochiul subtil, știi? Bun, închidem portalul, pentru că cred că face ravagii acolo. Așa, adică dă și la ceilalți cunoaștere, știi? De Bun, așa. Spune că dacă are să transmită ceva fetelor sau nepoților, dacă are sfaturi să le dea. Spune cum poate un suflet care nu mai are corp să dea sfaturi celor care zvii și în corpuri, dacă ei trăiesc acea viață. Zice, sfaturile care le poate da sunt de ordine energetică, adică să-și păstreze credința în libertatea sufletului și neatârnarea lui, spune, și să nu se mai cramponeze de chestiile sociale, da? Și de chestiile materiale, pentru că toate acestea nu sunt decât balast, să spunem, ipotetic vorbind, de picioarele sufletului, da? Să învețe să trăiască frumos, cu bucurie și în iubire. În rest, spune, sfaturi în viața fizică, dacă eu nu sunt acolo, spune, să trăiesc cu voi, așa, să respir cu voi, să văd faptele vieților voastre, ce sfaturi aș putea să vă dau din afară, spune. Ar putea fi autorizate aceste sfaturi să fie cea mai bună soluție la problemele voastre de viață, când voi trăiți aceste lucruri? Da. Spune că mulțumește foarte mult pentru tot ceea ce au încercat să facă și că le iartă din profunzime și să-l ierte și pe el. Da. Pentru că câteodată a fost dur sau a spus câte un cuvânt strâmb și retrage energia aceasta din locul unde a trăit și tot ceea ce a gândit nebenefic în locul și ce a făcut. În toate locurile i-am spus, nu numai în locul de unde a trăit. Sunt ca niște
ventuzohidre, așa, pe care le trage peste tot, știi, și apropiindu-le le-a dat foc, a făcut o grămadă mare, da, așa, ca de călți, știi, și le-a dat foc, ca niște vierme albi care se usucă în foc. Deci pocnea și răsucea și din ele ies esență care, deci e ca o, care se pune în pom și arde. Da. Cum se cheamă, lumină de și artificii, știi? Da. Și se sting și rămâne cenușă. Se începe să mă adune cele de anul. În primul rând se deconecteze cu mama Terra și cu orice planetă experimentat, că nu mai are un corp, o experiență. Da, mulțumește. Să elibereze spiritele și tuturor animalelor și plantelor, da, a peștilor și a tuturor fapturilor cu viață pe care le-a consumat în timpul vieții, da? Să mulțumească că l-au ținut energetic. Da. Și să pună iubire și iertare, da? Da. Dacă le-a mâncat împreună cu alte persoane, să trimită conștientizarea altor persoane prin, da, egregorul ăsta, da? Deci parcă adună o pală neagră așa din multe locuri și din locul ăsta unde a trăit, spune. Uh-huh. Da. Bun. Să și te tragă unență benefică împrăștiată. Ce o să facă cu ea? Abundența benefică o să o ducă înapoi în sursă, spune să se reconecteze cu abundența tuturor, spune. Și de aici, da, spune, va ști sursa mamă ce să facă cu ea. Trebuie să mergem la prima dată când el a intrat într-un egregor genetic, înțelegi? Pentru că are un stufăriș, am zis, da? Da. Așa, și să curețe, deci să intre în toate cap. Sunt 12 linii genetice cu stufăreș mult tare. Ți-am zis că e ca un cap. Da. Și trebuie să intre în fiecare din aceste corpuri, să elibereze emoțiile, să pună iertare și iubire și să dea informație tuturor sufletelor, da, implicate, da? Bun. Așa. Dacă mai are ceva de adunat, dacă nu, dacă este în regulă, să meargă în vindecare. Da, să vedem cum a venit pe Terra. Da, și un nume de spirit și planeta de proveniență. Așa. Deci, pentru că a insistat de câteva ori că vrea să știe cum l-au păcălit, da? Da. Deci, vreau să spun că îl văd într-un corp ciudat, da? Este fizic sau? Da, este fizic, da? Deci, da, ei au o formă așa, ca și cum au îmbrăcăminte, ca și cum s-ar băga într-o scoarță de copac. Da. Și pe scoarța asta de copac sunt ceva natural crescut. N-ar fi din corpul lor, dar din corpul mediului. Ca și cum mediul dă aceste forme de manifestare, înțelegi? Și deci ei intră ca esențe, se înșurubează și, da, parcă au pene, înțelegi, și aripi. Dar n-au mâini. Uh-huh. Deci au numai aripi, nu au mâini. Da. Și deci de aici în sus iarăși e gât așa, știi, cu față și iarăși în loc de păr sau altceva, au iarăși ca niște aripi. Da. Zice că ceea ce vedem noi aici sunt niște, un fel de some, de îngeri, de hieruvim, da, știi? Și că ei cum au ajuns acolo? Spune că ei aveau experiențe oarecum finite în lumea lor, știi? Da. Ei aveau avatare, așa, și li s-a promis eternitatea aici, știi? Da. Adică o viață eternă, fără sfârșit de experiență, știi? Mm-hmm. De ei nu sunt una cu... Sunt ca niște heruvim, știi?
Da. Dar nu-s tot una cu hieruvimii ăia care stau pe lângă așa. Mm-hmm. Da. Deci, uite, este vorba de condusul sufletelor în planurile celelalte, în diverse planuri, în cele 7 ceruri, știi? Da. Și, deci, de asta, dacă stați să analizați statuia ale acestor corpuri, sunt și în cimitire. Mm-hmm. Sunt din piatră făcute și sunt pe acele chestii care se poartă la mormântare, ființele. Da. Și că sunt două ființe așa cruciși. Deci mm-hmm. ăștia sunt, da? Da. Deci au un fel de zeiță care răspunde, de ei, să spunem. Mm-hmm. Cine este în spate acestui înfățișar de zeiță? Hera, Era sau Erada. Mm-hmm. Deci putem să-i spunem cum vrem, înțelegi? Ea, deci, parcă este echivalentul în religia noastră, să spunem, a purtătorului Petru, știi, da? Da. De fapt, nu este la granița dintre lumea vie și moarte, uh-huh. cum este Petru, ci este la poarta dinăuntru, la poarta dintre unde sufletul a călătorit deja prin câteva da. Nivele, știi, și ajunge la poarta entității superioare, să spunem. Uh-huh. Știi bine, dar este vorba gradual de alte 5 serii, de 5 ierarhii de ființe. Da. Dar ultimul de jos este cherubimii, adică mm-hmm. cherubimii ăștia. Da. Și deci pe ei a pus în corpurile astea să facă ca un fel de serviciu, știi? Deci nu erau practic de asemănător, da? Mm-hmm. Așa. Dar ei sunt... La origine, cumva, ești luat avataruri din astea, da? Iar da. Penițele alea, penele, da. Așa, deci erau, cum să spun, bucăți de energie care se formau din deplasările lor iuți. Da. Da? Așa, adică dacă se deplasau în acele avataruri cu foarte mare viteză, rămâneau niște zrențe energetice, pe care apoi le curățau și le restocau, cum a venit, da. Le realocau, știi? Și spune că aspectul practic, deci nu există nimic creat, știi, și, adică în partea cealaltă a copiei de creație, fără da. Să nu fi fost în realitate. Și de aici provine penajul, știi, propriu zis, da? Da. Și aripile erau ca o... formă de deschidere, cum de ținere a direcției portalului, adică mm-hmm. să nu se desfacă în 3 sau în 5, știi, din cauza deplasării, știi? Da. Adică să țină o direcție exact de la punctul A la B, să spunem, unde da. Trebuiau să ajungă. Bun. Și un nume de spirit al lui? Ignos. Da. Da. Deci, planeta de origine se numește Barharie. Da. Barhare. Mai este încă? S-a refăcut? Nu. Este uh-huh. printre primele galaxii din Univers. Da. Da. Bun. Dacă suntem gata atunci, mulțumim. Lăsăm să meargă în vindecare, așa, de lumină și ne desfărțim părțile eterice, una de cealaltă, tăiem conexiunile nebenefice, ne curățăm câmpurile morfice, semnăturile energetice, anulăm înțelegerea, contractul acestei sesiuni, așa, curățăm locul, lăsă desfășurată.